Un bărbat din Galați și-a bătut concubina cu o bară metalică, nemulțumit fiind de mâncarea pe care aceasta i-o pregătise. El mai fusese condamnat pentru tentativă de omor și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Parchetul Curții de Apel Galați a transmis luni printr-un comunicat de presă faptul că procurorii cercetează un bărbat pentru comiterea unei tentative la infracțiunea de omor calificat asupra unui membru de familie. În fapt, s-a reținut că inculpatul condamnat anterior pentru săvârșirea unei tentative la infracțiunea de omor asupra unui membru de familie, în seara zilei de 3-11-2022, pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice, nemulțumit de mâncarea pregătită de concubina sa, i-a aplicat acesteia inițial 2-3 lovituri cu palma peste față, după care cu o bară metalică i-a aplicat o lovitură în zona capului, provocându-i o plagă contuză epicraniană, cu bandă excoriată și excoriații liniare pentru a căror vindecare au fost necesare 7-8 zile de îngrijiri medicale, a anunțat parchetul Curții de Apel Galați. Bărbatul a fost prezentat tribunalului Galați, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, relatează mesajul.ro.